Televiziunea atacă din nou youtuberii, iar de data asta vine la atac Mircea Badea, celebrul prieten al motocicliștilor, boxer profesionist și prezentator la Antena 3, a auzit de ce s-a întâmplat la Buzău acum câteva zile. Imogen făcuse un fan meet unde au venit câteva sute de copii, iar poliția a crezut că avea loc un protest neautorizat. Fiind un subiect proaspăt, vânătorii de rating s-au apucat să comenteze situația în stilul lor. Aceștia au mai eronat știrea acum că Imogen ar fi chemat poliția ca să scape de fanii, tipic TV. Bătăușul de motocicliști îl mai și certă pe Imogen că de ce s-a bucurat că infractorul Dragnea a intrat la pușcărie, după care a încercat să facă așa mișto de alte canale românești care au multe vizionări. Începuse cu mișto căreli, dar când a văzut că youtuberii fac mai mulți bani ca el, și-a ieșit din minți și a început să zică de întreaga generație că e de neînțeles și că ne plac toate prostiile. Presim că va urma să aibă un al treilea meci de box, dar de data asta cu un youtuber. De asemenea, și la B1 s-a vorbit despre faza cu Buzăul și tot așa l-acuzau că el chemase poliția, că numai mizerii povestește pe YouTube, până ce a văzut Imogen că apare la ei pe post și au luat legătura. După ce a corectat la partea cu poliția, le-a explicat că el face un stand-up, parcă s-au mai liniștit. Însă după publicitate, prezentatorul iar a zis că Imogen chemase poliția și a început să se lege de generație. Dar cel mai blan argument a fost că cea mai vândută carte de 10 de ani încoace este Sugio Ramona și nu Creangă, Eminescu sau Caragiale. Bine, eu cred că el nu s-a gândit la faptul că 12 ani de zile suntem zăpăciți de cap, avem în manuale operele acestor autori și mai mult ca sigur niciun dintre copiii care au fost în Buzău atunci nu și-au cumpărat acea carte. A rămas cu Imogen să vină la ei în emisiune ca să dezbată problema. Oricum, eu m-am convins că cei din televiziune văd cât de simplu e să postez pe YouTube și cât de ușor se fac banii, fără o echipă de sunetiști, cameramani, scenariști. Acuză generația că este plină de delay pentru că noi nu facem parte din publicul lor. Singurii care le pun lor pâinea pe masă sunt bătrânii spălați pe creier care cred tot ce văd la televizor, fără să se informeze din mai multe surse cum o facem noi. În concluzie, cred că episoadele de genul în care televiziunea atacă youtuberii vor înceta în maxim 3 ani. Când noi vom deveni majoritatea, oricum unele posturi au emisiuni în colaborare cu oamenii de pe YouTube, cum ar fi istoria cu Virgil și Cristi Dascălu pe TVR.